Și ne pregătim pentru a treia luptă. Urmează încă o luptă. În colțul albastru, Alexandru Veisel. În colțul albastru va lupta Alexandru Veisel, 18 ani, de la Jordan Kickbox din Constanța și el. Suntem la categoria 70 de kilograme, a treia partidă din cadrul galei undercard, categoria undercard. Iată-l pe Alexandru Veisel. 18 ani, este constanțean și vine de la clubul Jordan Kickbox. 18 ani de la Jordan Kickbox. Urcă în ring acum Alexandru Veisel în colțul albastru. Roșu! Denis Desiș! Și în colțul roșu, tot constanțean, dar de la Taicido Riu, Constanța, Denis Derviș. Iată-l pe Denis Derviș. Are 18 ani și vine de la clubul Citoriu din Constanța, condus de antrenorul său, același Marcel Ilașcu. Avem pe durata a trei reprize de câte 2 minute. Avem și domnișoarea care anunță prima rundă. Haideți să-i încurajăm pe cei doi luptători. Da, un nou meci cu 3 runde, a câte 2 minute. Stau față în față de data aceasta la categoria 70 de kilograme. Doi luptători de 18 ani fiecare, Alexandru Veisel în imagine, de la Jordan Kickbox din Constanța, în colțul albastru versus Denis Derviș, colțul roșu, de la Taicido Riu, Constanța. Puțin startul acestei lupte. Iată-l pe Denis Derviș, ajutat de antrenorul său să-și lege mai bine mânușile. Ultimele indicații înainte de această luptă primite din partea arbitrului Florin Georgescu. Da, iată, începe lupta dintre cei doi. O gardă mai ciudată a lui Alexandru Veisel. Adversarul său, Denis Derviș, este mai înalt. Exact,
Foarte aplecat, cu picioarele flexate, Veisel încearcă să se apere și să lovească. O face sub centură acum. A făcut semn Derviș că a primit o lovitură sub centură, avertizat Veisel. Atacă Derviș și o lovitură care îl dezechilibrează și îl lovește însă pe Veisel, care este numărat. 5, 6, 7, 8. Alexandru Veisel face semn că poate continua această luptă. A fost numărat până la 8 de arbitru. Veisel încearcă să echilibreze lupta. O lovitură care și atinge ținta. Alexandru Veisel foarte defensiv, pare să nu caute deloc lupta. Denis Derviș acum cu fața foarte sigur pe el. Încearcă să-i spargă garda Derviș, Veisel se opune și o lovitură care vine după gong. Revedem cele mai importante momente ale primei runde. Da. Începe runda a doua. Pare o luptă dezechilibrată. Cel puțin după prima rundă, Denis Derviș, sportivul cu short albastru, a demonstrat că poate încheia lupta chiar înainte de limită. Veisel încearcă să contraatace acum cu un croșeu de dreapta. Are însă o gardă care pare să indice o oarecare teamă. Totuși, iată-l încercând acum să-și lovească adversarul. Poziția în ring este ușor ciudată. Atipică, să-i spunem. Mai bine, iată-l pe Derviș atacând, se apără adversarul său. Cu greu, din ce în ce mai greu, pare să fie obosit. O lovitură joasă, un low kick, cum se spune. Una înaltă, acum Derviș cu o alonjă superioară a brațelor. Este cel care conduce lupta și vine acest genunchi în figura adversarului, care cred că va pune capăt luptei. Alexandru Veisel face semn că poate continua. Este numărat de arbitru. 8. Și averea nu dăm. Sunt 2 metri o reprize. Arbitrul spune că este
al doilea în prima repriză, acesta este al doilea în a doua repriză. Da, arbitrul s-a înșelat, două knockdown-uri în aceeași repriză duc la înfrângere, însă arbitrul s-a înșelat, a fost primul knockdown, a fost în prima repriză. A fost numărat într-adevăr de două ori Alexandru Veisel, dar odată în prima repriză, odată în a doua, oricum nu pare capabil să continue lupta. Derviș domină clar și e momentul să fie numărat din nou. Da, aruncă prosopul adversarul său, antrenorul său, mă scuzați, care simte că nu mai e cazul ca Alexandru Veisel să continue. Am revăzut o victorie după un abandon, însă am văzut două knockdown-uri. Iată cea mai spectaculoasă lovitura a serii. Câștigător acum, în colțul un genunchi care a explodat în bărbia lui Alexandru Veisel și Denis Derviș câștigă prin abandonul adversarului. Pentru festivitatea de premiere îl invit în ring pe reprezentantul Fornax, domnul Kairi Taner. Trei lupte, prima prin knockdown, prin abandonul adversarului a fost cea lui Stefan Ilașcu în fața lui George Taifas. De fapt, acolo a fost vorba de abandon fără knockdown, pentru că n-a fost numărat deloc Taifas. Antrenorul său însă a considerat că e cazul să pună capăt luptei. Aplauze! În această a treia luptă însă Alexandru Veisel, e clar, n-a mai putut continua, a fost numărat de două ori și